Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, ne bucurăm ca seara aceasta să fim din nou împreună în casa Domnului. Și după cum spunea psalmistul în psalmul 133, împăratul David spunea: iată ce plăcut și ce dulce este ca frații să locuiască împreună. Lăudați să fie Domnul! Amin. E o dovadă de smerenie, de umilință. De obicei frații stau împreună atunci când sunt mici. Când cresc mai mari, greu mai încap împreună. Faptul că participăm la slujbă împreună, faptul că cântăm împreună, faptul că ne putem vedea, este o dovadă de smerenie, de umilință, că dincolo de abilitățile și de calitățile noastre, recunoaștem dependența de Domnul și, de ce nu, unii de alții. Pentru că cunoaștem în parte și ne zidim unii pe ceilalți. Mă bucur să vă revăd după un oarecare timp, mă bucur să fiu împreună cu fratele Aurel în locul acesta. Noi ne mai întâlnim în ogorul Evangheliei, dar de obicei nu comasați amândoi odată la slujbă. De aia eu o să-i dau prioritate lui și el o să-mi dea cumva mie prioritate. Nu o să forțăm prea mult lucrurile. Vreau câteva gânduri din Psalmul 133, fiindcă s-a citit aici. Vorbește psalmistul aici de frumusețea de a fi cu frații împreună, pentru că se realizează niște lucruri. Și primul lucru pe care îl spune aici Scriptura, când frații sunt împreună, în primul rând este ca roa și apoi este ca un de lemn. Roa e ceva ce se așează în mod special pe dimineață, în timp de vară, peste iarbă, peste pământ și aduce oarecare răcorire. Dar atunci când vine soarele, roa dispare. Ar vrea să vă spun că sunt slujbe în care Dumnezeu lasă Duhul Sfânt ca rouă peste noi și e o stare deosebită, o stare de recorire sufletească. Venim din lumea aceasta cuprinși de diferite temeri, cu diferite situații, însă Dumnezeu lasă roua peste noi și ne dă o recorire sufletului nostru că strigăm: mărit să fie Domnul! Și avem niște rugăciuni pline de putere. Problema este că a doua zi, cum a fost aseară? Fain a fost. Cât de fain? Fain. S-a dus roua, unde lemnul, în schimb, nu pleacă așa de repede ca roa. Unde lemnul este așezat și începe să transforme ființa umană. De aceea, în textul acesta biblic, se vorbește și de rouă și de unde lemn. O să vedeți dumneavoastră că de foarte multe ori online noi pierdem roa. Unde lemn nu mai rămâne, dar roa o pierdem. Nu ai niciodată părtășii online cu mai cu toți ceilalți împreună în casa Domnului. Și foarte frumos când suntem împreună să prindem și roa și unde lemnul. Doamne ajută! Amin. Unde lemnul reprezintă și roa reprezintă tocmai lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în noi. În al doilea lucru pe care vreau să-l vorbesc din pasajul acesta biblic, este că aici se vorbește, este ca unde lemnul turnat pe capul lui Aron. Se vorbește de o preoție, preoție aronică. Cunoașteți foarte bine că Dumnezeu nu ne-a chemat numai ca să fim copiii lui Dumnezeu. Cu toate că foarte mulți dintre noi ne bucurăm de statutul acesta privilegiat, că prin credință în Iisus Hristos ni se dă dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu și Apostolul Ioan spunea: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Problema este că foarte mulți dintre noi suntem bucuroși că suntem copiii lui Dumnezeu, am aflat că Tatăl nostru este bogat și abia așteptăm să împartă moștenirea, pentru că noi suntem pe fază. Să-i luăm din moștenire, astri cerești, galaxii, ce vrea să ne dea El, noi suntem gata ca și copii să luăm, numai că Dumnezeu ne-a făcut copii ai Lui ca să facem o slujbă. Și anume, din anonimatul lumii acesteia, ne-a chemat ca să fim preoți, slăvit să fie Domnul. Preotul este omul așezat între Dumnezeu și oameni. Este ființa care are legitimație, care are licență, dacă îmi permiteți, să stea în fața lui Dumnezeu. La evrei puteai să fii un om deștept. Uitați-vă, David a fost un om foarte capabil, om după inima lui Dumnezeu, dar n-a putut face preoții. De ce? Pentru că s-a născut în seminția greșită. Ca să poți fi preot, trebuia să te naști în seminția lui Levi și pe spița lui Aron, ca să poți fi preot. În rest, puteai să fii împărat, puteai să fii proroc, puteai să fii luptător, puteai să fii diteaz, puteai să fii orice. Ca să fii preot, trebuie să fii pe o anumită linie. Ori, iubiții mei, la evrei așa era. În noul legământ, Domnul Iisus Hristos, odată ce ne-a mântuit, ne-a chemat să fim preoți. Și lucrul acesta îl găsiți foarte clar așezați, de exemplu, Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul
5 spune în felul următor: și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Și versetul 6: și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Lăudați să fie Domnul! Ne-a făcut copii al lui Dumnezeu ca să fim preoți. Și preotul se prezintă în fața lui Dumnezeu și spune despre oameni și apoi vine la oameni din partea lui Dumnezeu și le prezintă voia lui Dumnezeu. Suntem chemați să fim așa ceva. Preotul vorbește, preotul mijlocește, preotul aduce jertfe. Și v-aș ruga tare mult, stimați frați și surori, nu stați liniștiți. Foarte multă lenevie este pentru copiii lui Dumnezeu. Sunt copiii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar el nu se mai roagă. El nu mai mijlocește pentru cumnații lui. Ai fost coleg cu niște oameni care sunt în aceleași mocirile, în aceleași adicții, în aceleași beții și nenorociri. Pe tine te-a salvat Dumnezeu, nu că ai fost mai bun ca ei, ca să fii preot, Doamne ajută, îi aduci pe ceilalți înaintea Domnului. Spui: Doamne, m-ai mântuit pe mine, dar mai rămas câțiva acolo. Și-s prieteni buni, și-s băieți faini, mai ales când sunt treji, îs grozav de buni. Doamne, mântuiește-i și pe ei, te rog frumos. Și Dumnezeu vine și spune: tu ai licență, te-am chemat să faci asta. Că sunt oameni care se duc să roagă la Dumnezeu. E un har că Dumnezeu pe unii ascultă, dar pe tine te-a chemat să aduci rugăciuni. Peste tot spune Scriptura, aduceți tot felul de rugăciuni. Pentru că Dumnezeu este Cel ce ți-a dat dreptul să faci lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez foarte clar, stimații mei, este că niciodată la evrei nu puteai găsi o femeie capabilă care să fie preoteasă. N-avea voie. Totul era obținut de bărbați. În noul legământ, când Dumnezeu te face copil al Lui, te pune și în poziția aceasta de preot. Și orice soră știe că nu trebuie să meargă la soțul și spune: măi, soțule, roagă-te tu, că eu trec prin anumite situații. E drept că se poate ruga și el, dar se pot ruga împreună. Pentru că ea este ascultată în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că intră în categoria aceea de preoți care se roagă pentru soț, pentru copii, pentru toți ceilalți și Dumnezeu, în baza legământului ei personal cu Domnul, o ascultă 24 din 24. Slăviți să fie Domnul! Deci un har deosebit. De aceea v-aș ruga tare mult, aveți grijă de poziția aceasta. Că de foarte multe ori, nu suntem atenți cu poziția pe care ne-a dat-o Domnul. Și ultimul aspect pe care îl subliniez în debutul gândurile mele de aici, pe lângă faptul că suntem copii al lui Dumnezeu chemați să fim preoți, unde lemnul acesta totdeauna curge de pe cap în jos. Noi vrem să curgă din jos în sus. Totdeauna am început în schimbările cu hainele și niciodată unde lemn nu urcă sus. Totdeauna coboară de pe cap, pe barbă și pe haine. Când începe gândirea și predicarea în modul ăsta, te poți aștepta la transformări. Când începi invers, schimbi niște haine și restul rămâne neschimbat. Schimbi niște haine și apoi omul, când nu mai este urmărit, și-o schimbat și hainele și cunoaște, nu s-a făcut nimic. De ce? Pentru că Duhul Sfânt cu adevărat începe schimbarea de aici. Lăudat să fie Domnul! Și atunci când este prezent unde lemnul în casa Domnului și când frații sunt împreună, totdeauna este prezent un lemn prin Domnul Iisus Hristos. Văd foarte mulți frați care la un moment dat spun: Domnule, noi suntem speciali, suntem separat așa. Și mulți frați spune, Biblia spune unde sunt doi sau trei, Hristos e acolo. Cu alte cuvinte, eu cu fratele Bobby, de exemplu, nu mai convine de voi și mă trag undeva deoparte și spune: Domnul Iisus vine la noi. La voi nu știu sigur dacă vine, dar la noi sigur vine, că suntem doi sau trei și suntem un fel de elită, vine la noi. Frații mei, poate veni Hristos la noi, dar pentru recuperare. Vă aduceți aminte cu ucenicii au rămas în Ierusalim, ci drept cu geamurile, cu ferestrele închise și cu usele închise de teama iudeilor. Doi dintre ucenici plecau spre Emaus. Și spune Scriptura, știți cine a venit la ei acolo? A venit Domnul Iisus Hristos, le-a pus niște întrebări, după care la frângerea pâinii s-a descoperit. Și nu spune Hristos, hai să rămâniți aici să faceți o biserică în Emaus, și așa nu este. Nu, nu. După care Domnul a plecat, el venise numai să-i recupereze ca să-i ducă înapoi la bază.
Să țineți minte asta totdeauna, că avem tendințele astea, luăm 2-3 ca noi, care cred ca noi în răpirea bisericii, care cred ca noi că se face nu știu ce lucrare, cina Domnului, și ne tragem deoparte crezând că la noi vine Domnul și la ceilalți nu vine sigur. Nu, nu, totdeauna Domnul vine să te recuperezi, dar nu rămâne cu tine. Pleacă înapoi când întâlnirea e în biserică, Doamne ajută! Ăștia doi, când au văzut că Hristos a venit și n-a rămas, s-au ridicat chiar în ceasul acela, au plecat în Ierusalim, au ajuns în mijlocul fraților, le-au spus, am văzut pe Domnul înviat. Și pe când vorbeau ei, în mijlocul lor a venit Domnul Hristos și le-a spus, pace vouă, că acolo vine El, lăudat să fie Domnul. El dacă vine cu mine și mă însoțește, că văd foarte mulți frați care la un moment dat, din diferite motive, strag deoparte din biserică. Și la început îi har. Și la început e cântare și rugăciune, că e Hristos acolo. Dar la un moment dat le lipsează toate astea. Ei continuă pe uscat așa, ei nu-și dau seama că Hristos a plecat și așteaptă la bază. Ei așteaptă în mijlocul fraților, că doar acolo unde sunt frații, împreună dă Dumnezeu unde lemnul. Lăudați să fie Domnul! Putem avea gânduri pe tema aceasta și nemulțumiri. Rămâneți în biserică, Doamne ajută! Când Duhul Sfânt vine în biserică, unde-s frați împreună, prima dată schimbă gândirea, mentalitatea. Și asta e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm noi. Dacă Hristos ne naște din nou în Duhul nostru, gândirea, mentalitatea, trebuie să o schimbăm noi. De aceea Sfânta Scriptură spune în Romani, capitolul 12, cu versetul 2, în felul următor: să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu se poate deosebi doar cu o gândire corectă, cu o mentalitate schimbată. Permiteți-mi expresia, mintea noastră este un fel de receptor. Și receptorul acesta, dacă este bun, dacă nu este defect, poate prinde. O minte sănătoasă poate auzi vorba celuilalt, o minte sănătoasă poate interpreta cuvintele care se spun, pentru că funcționează corespunzător. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat ca să poată conduce tot pământul acesta. I-a dat autoritatea și puterea în domeniul acesta. Știți că l-a pus stăpânitor peste tot ce a creat Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură ne arată că Adam împreună cu Eva erau pe pământul acesta. Într-o zi, spune cuvântul Domnului că la Eva, în grădină, a intrat un șarpe. Și șarpele i-a spus, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Dacă tu ai fi undeva cu nevasta ta și un șarpe ar începe să vorbească cu ea, ei mi-ai răspunde la șarpe sau ați depășit amândoi recordul mondial de sute de metri de dispărut din zonă? Pentru că ai auzit un șarpe vorbind. De ce nu s-a speriat Eva că șarpele vorbea? De ce Adam, care era lângă ea, spune Scriptura că Eva a luat din fructul pomului cunoștinței binelui și răului și a dat și bărbatului ei, care nu era la un kilometru distanță, care nu era la Arat, era lângă ea acolo. De ce nu s-a deranjat Adam că șarpele vorbea? Pentru că era o normalitate a timpului respectiv. Toate viețuitoarele au un limbaj al lor. Că unele dintre ele le cunoaștem sau nu, au un limbaj al lor. Când Adam a fost pus stăpân, să poată discerne. Când virusul păcatului a atacat ființa umană a lui Adam, în care eram și noi, nu i-a atacat în primul rând mâna sau piciorul, ci în primul rând mintea. Că omul din momentul acela a început să se degradeze din ce în ce mai mult și a ajuns la performanța, cu ghilimelele de rigoare, să numească binele rău și răul bine. Și atunci când vine Evanghelia și îi vorbește, omul acela este născut din nou în Duhul Sfânt, în Duhul lui, prin Duhul Sfânt, dar omul ăla are nevoie să schimbe mentalitatea și gândirea. Că de foarte multe ori noi intrăm, suntem născuți din nou, dar gândirea noastră disprețuiește. Disprețuiește pe ăla care n-are școala noastră, disprețuiește pe ăla care e cleos la șofat, disprețuiește pe ăla care nu știu câte ori o dat examen și numai nu reușește la nu știu ce, disprețuiește pe ăla din Moldova, pe ăla din Ardeal, disprețuiește pe ăla care are o culoare a pielii mai deosebită și avem anumite atitudini. Și lucrurile acestea, frații mei, trebuie noi să ne înnoim prin Evanghelie la minte. Doamne ajută! Pentru că dacă nu ne înnoim, noi suntem în poporul lui Dumnezeu. Dar trăim cu atitudine de aroganță,
Trăim cu anumite gânduri prin care spunem, Domnule, e bine că Dumnezeu, nici nu ne mai rugăm pentru alții. Uite, fratele cutare care te-a deranjat pe tine odată, e bolnav să ne rugăm pentru el. Dintr-o dată mintea ta, dacă nu-i înnoită, spune, chiar Dumnezeu lucrează cu putere, văd că. Chiar dacă vrei să le iei acasă, Doamne, ai faci chiar bine să le iei pe fratele este acasă. De ce? Pentru că mintea ta nu-i înnoită. Când mintea ta e înnoită, începi să te rogi, Doamne, un frate scump, chiar dacă avem păreri diferite, chiar dacă în anumite situații am avut un viu schimb de cuvinte, dar totuși mă uit la soția lui, la copiii lui și un frate bun în biserică, Doamne, dăruiește-i sănătate, Doamne, te rog, te rogi ca pentru tine. De ce? Mintea ta a fost înnoită de cuvântul lui Dumnezeu și de foarte multe ori, stimații mei. În poporul Domnului nu avem mintea înnoită și din cauza aceasta suferim de foarte multe ori. De aceea Dumnezeu când ne adună împreună, vine să ne înnoiască mintea prin cuvântul Evangheliei, pentru că e momentul acela când ne schimbă mentalitatea și gândirea. Când se predică în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne dă numai informații, numai date, să ne spune ce e bine și ce nu-i. Cuvântul Dumnezeu e diferit. Am întâlnit oameni care au învățat Luceafru de Mihai Eminescu de Arosul, vreo 97 de slofe. Dar n-am întâlnit niciun om mântuit de Luceafru de Mihai Eminescu. Și nici pe care știe pe de Arosul. De ce? Pentru că nu există în Luceafru putere de mântuire. Însă am întâlnit mii de oameni care au ascultat cuvântul și prin cuvânt au fost mântuiți. Slăvit să fie Domnul! Când Dumnezeu îți vorbește cuvântul, în cuvânt este putere. Deci cu alte cuvinte Dumnezeu îți spune nu mai fura. Nu mai fura. Îți dă informația că lui Dumnezeu nu-i place, dar odată cu informația îți dă și puterea să nu mai faci lucrul respectiv. Că orice cuvânt a Domnului are putere, lăudat să fie Domnul. Ei, este slujbă la biserică. Este slujbă când se vorbește din noirea minții tale, a receptorului tău. Și vin frații și iau din Scripturi anumite lucruri și îți repară receptorul. Și la un moment dat încep să prinzi voia lui Dumnezeu. Încep să prinzi planul lui Dumnezeu. Nu te mai gândești, bă, dar-i voie sau nu-i voie. Nu, nu știi sigur că nu-i voie. Și efectiv, pentru tine, Dumnezeu are un plan specific pentru tine. Spune Scriptura să vă înnoiți în duhul minții voastre ca să puteți pricepe bine voia lui Dumnezeu. Cea bună, plăcută și... Există o voie a lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită. Există o voie a lui Dumnezeu generală, pe care o știm toți. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie... mântuiți. Dar există și o voie specifică, particulară pentru tine. Îi voia lui Dumnezeu să te căsătorești cu persoana respectivă sau nu? Îi voia lui Dumnezeu să faci o călătorie? Îi voia lui Dumnezeu să deschizi firmă sau nu? Îi voia lui Dumnezeu să te muți din biserica aceasta sau nu? Dumnezeu are planul lui. Și permiteți-mi să vă spun, Dumnezeu n-a amuțit când s-a încheiat canonul Sfintelor Scripturii. El continuă să vorbească și astăzi. Numai vorbește unui copil de-al său care n-aude. A cărui minte nu poate percepe. Te scol dimineața și Dumnezeu te așteaptă la capătul patru și spune, astăzi vreau să te binecuvintez, te ocrotesc cu îngerii mei, am miliarde de îngeri, dar aștept rugăciunea ta, vreau să-ți dau binecuvântare, aștept să te rogi, aștept să fii lângă mine, voi păși lângă tine în ziua de astăzi, voi da putere să calci peste toată puterea vrăjmașului. Problema este că noi n-auzim. Dumnezeu vorbește, dar noi n-auzim. Mergem, ne spălăm pe dinți, spune, iar o zi tristă, plouă afară, iar, nu știu eu, șeful iară s-a putea să aibă așa, nevastă mai puțin bolnăvioară, oare nu cumva e bolnavă mai grav, copiii mei sunt așa. Și în timp ce Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune că e cu mine, că are o grămadă de resurse să mă binecuvinteze, eu n-aud nimic. Sunt copilul lui Dumnezeu, dar îmi trăiesc o viață cenușie, pentru că mintea mea nu aude. Vedeți că... prin sala asta unde suntem, noi trecând de la radio, de la televiziune, de la pompieri, de la salvare, tot trec pe aici. Nu le prindeți, pentru că nu avem receptor. Dar dacă ai un receptor bun, receptorul convertește undile alea în unde audibile și auzim un buletin de știri, sau dacă e cazul, avem un receptor de TV și convertește undile în imagini și poți vedea un buletin de știri sau un documentar sau altceva. De ce? Receptorul e bun. Mintea umană a fost făcută să fie receptorul să putem pricepe voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Păcatul distruge receptorul. Minciunile. Disprețul, aroganța, distruge receptorul. De aceea trebuie să ne înnoim în Duhul, să reparăm receptorul. Pentru că Dumnezeu vorbește de atunci la auz. Și când vii aici,
Dumnezeu îți repară receptorul și dintr-o dată știi care-i voia lui Dumnezeu. Vine cineva și spune, băi, hai să împrumutăm niște bani de la ăsta, că am auzit că are, doar noi îi dăm înapoi. Până la toată lumea. Și așa are o grămadă de bani. Dați întâlnit frați care trag ție pe dreapta și stânga, pentru că receptorul tău este modelat după cuvântul lui Dumnezeu, nu datorați nimănui nimic. Ca atare spui, băi, tu faci ce vrei, dar eu nu pot face asta. Chiar dacă știu că mănânc o pâine, mai o felie de pâine, nu fac lucrul acesta. De ce? Pentru că n-am nevoie de adunare generală. N-am nevoie de prorocie. N-am nevoie. Mintea mea luminată de Duhul Sfânt și cugetul meu îmi spune, nu ai, auzi, asta e voia lui Dumnezeu pentru tine. Sunt o grămadă de oameni, bă, dacă merge, dacă... De ce? Receptorul lor este stricat. Și când Duhul Sfânt vine, te ia. Darurile spirituale din poporul Domnului e tocmai pentru perioada asta de reparare. Pentru că atunci când vin la pocăință, sunt născut din nou. Este viața lui Dumnezeu în mine, dar n-aud vocea lui Dumnezeu. Și atunci mă ia prorocul și mă duce puțin mai departe. Mă ia păstorul și mă duce puțin mai departe. Mă ia predicatorul și mă duce puțin mai departe. Când eu am început să merg la școală, când am făcut grădiniță pe timpul meu, când am mers la școală, m-a dus mama la școală, prima zi. Luni m-a dus mama la școală, marți m-a dus mama la școală, până vineri m-a dus mama la școală, se făcea și sâmbătă atunci școală. Vineri după masă m-a întrebat colegii, mâine tot cu mama vii? Bineînțeles că m-am supărat. I-am spus lui mama, vineri după masă, mâine dimineață mă duc eu la școală. Mă duc la școală. Măi băiete, dar îți găsești? Găsesc, nu găsesc, mă duc singur că râd ăștia de mine. Și e drept că am mai umblat sub poduri, mai am făcut tare, dar până la urmă am găsit școală. Bine, e normal la un copil de clasa 1 să-l duci la școală ca mamă și ca tată. Dar să vezi un copil de facultate, că îl duci tata sau mama la facultate, spune, vezi că asta e facultatea, stai acolo, când se termină, eu te aștept, te duc acasă. Consider normal asta? Bun, venim la pocăință. Suntem în primii ani de pocăință. Ni ia păstorul, ni spune, frate, nu-i bun așa. Ni ia prorocul și ne spune, nu-i bun așa. Bun, dar avem 30 de ani de pocăință și tot ne așteptăm. Sunt frați care dau telefon din Anglia, pe la două, el e în Anglia, stă la ora 1 noaptea, dau, e diferență de 2 ore, dau telefon, frate, roagă-te, e voia Domnului să schimb eu acum caușucurile de vară cu cel de iarnă, că s-ar putea să mai ningă, nu? S-ar putea, băi frate, tu știi că la noi e ora 3, dar tu nu știi nici când se schimb caușucurile alea, trebuie să dai telefon la proroc? Dar tu nu cunoști? Nu te învață mintea ta nimic chiar? Și câte alte situații nu suntem de asta? Fratele meu, odată ce vii în casa Domnului, vii într-o perioadă când crești. Dar de ce la momentul actual, în loc să fii tu o călăuză, tu un învățător pentru altul, stai tătă ziua să te plimbi ăștia pe la facultate, pentru o parte, în alta, trebuie să-mi vorbească Domnul. Păi, dar Domnul îți vorbește la receptor. N-ai prins nici acum sau nu-i reparat? Pentru că lipsești. Peste săptămână ai de muncă și aici se repară receptoarele. Duminica dimineața ești prea obosit și aici se repară receptoarele. Și apoi când vine după un an de zile și Domnul vrea să spună, băi, călăuzește-l pe ăsta lângă tine și meargă pe drumul drept. Dar Duminica, nu știu nici eu și eu umblu prin șanțuri. De ce? Pentru că, iubiții mei, când Duhul Sfânt e prezent la adunarea împreună a copiilor Dumnezeu, schimbă mentalitatea, lăudat să fie Domnul. Dacă nu pricepe asta, o să te prindă 40 de ani de pocăință și tot o să aștepți, frate, cine mă duci mai departe? Cine mă... Că nu știu, eu nu cunosc, eu nu... Dar ce ai făcut, frate? Am câștigat bani, am urcat în carieră, am fost deștept, i-am criticat pe toți, când am avut eu chef. Dar de ce nu te-ai reparat receptorul? Că Dumnezeu continuă să vorbească. Văd astăzi bărbați și femei care au fost atenți, mai ascultă și predici pe internet, își repară receptorul și vezi pe oamenii aceia care spun, astăzi mie Duhul Sfânt îmi spune lucrul acesta. Vă amintiți de Apostolul Pavel? Spune Sfânta Scriptură că veneau prorocii la el să încingeau cu brâul lui și spunea, așa va fi legat la Ierusalim om. Și Pavel nu spunea, băi, ce surpriză! Nu, nu, Duhul Sfânt mă anunță, continui. Și eu știu lucrurile acestea. Duhul Sfânt dorește să vorbească în interiorul tău, minții tale, să cunoști planul lui Dumnezeu și voia lui, cea bună, plăcută și desăvârșită, slăviți să fie Domnul. Să nu treacă pe lângă tine. Și asta e valabil pentru absolut toți. Să ne ajute Domnul să creștem. Apoi unde lemnul nu numai că schimbă mentalitatea, schimbă vorbirea. Pentru că din lumea aceasta există tot felul de fiare, adică de mamifere carnivore. De exemplu, tigru este considerat unul dintre cele mai periculoase fiare. Însă apostolul Iacov spune că cea mai periculoasă fiară care nu se poate îmblânzi e la noi în gură. Da, e limba.
Și atenție ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 3, cu versetul 7, spune în felul următor. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tărătoare, de vețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, nici un om nu o poate îmblânzi. Și chiar dacă e David, nu o poate îmblânzi. Și chiar dacă e Solomon, nu o poate, nici un om nu o poate îmblânzi. E o fiară care, cu toate că are două rânduri de grate, dinți și buze, când scapă, rupe, după 20 de ani, încă se văd rănile. Încă se văd rănile. Stimații mei, asta e o fiară care nu o putem noi îmblânzi. Singurul care o poate îmblânzi este dresorul. Este dresorul. Câteodată există anumite circuri care au fiare sălbatice și se mai întâmplă câte un tigru, așa iese pe străzi. În momentul ăla anunță poliția, stați toți la etaj dacă se poate, urcați-vă, nu dați drumul la copii la școală că o scăpați tigru pe străzi. Bineînțeles, câtă vreme e tigru, acolo te temi, dar la un moment dat vezi că apare cineva, este dresorul. Dresorul vine, îi face semn la tigru, tigru vine la el, îi pune lesa, apoi îi spune să stea în patru labe, îl urcă într-o mașină și pleacă cu el la circ. Cum dintr-o dată Toni se temeam, dar dresorul nu se teme, pentru că el l-a dresat, pe el îl cunoaște. Stimații mei, niciun om nu poate îmblânzi limba. Singurul care poate îmblânzi limba e Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. De aceea în ziua cincizecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt, oamenii au început să vorbească în alte limbi, după cum le da dresorul, slăvit să fie Domnul. De aceea e important, stimații mei, dacă ai dresorul și dacă dresorul e în viața ta. Că dacă dresorul nu e în viața ta și nu ești plin de puterea lui Dumnezeu, scăpi vorbe, faci lucruri rele și nu mai știi cum să le repari, pentru că dresorul nu e acolo. Câtă vreme dresorul este acolo, limba ta este corectată de Duhul Sfânt și poți merge mai departe. Cum poți verifica că dresorul este acolo? Dacă veți citi cu atenție în Biblie, veți vedea că atunci când Duhul Sfânt este prezent, oamenii nu se mai laudă pe ei, ci laudă pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Lăudau pe Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. El începe să laude în numele Domnului. El începe să se roage pentru frații săi, pentru că dresorul este acolo. Stimații mei, când Duhul Sfânt atinge buzele cuiva, omul acela începe să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, aduce zidire și atunci când mustră cu înțelepciune ca poporul Domnului să capete zidire. Și ultimul lucru pe care îl face Dumnezeu, pe lângă faptul că schimbă mentalitatea, schimbă vorbirea, schimbă vestimentația, unde lemnul curge pe marginea veșmintelor. Trăim într-o vreme în care ni se spune în mod constant de către alți semeni că Dumnezeu se uită la inimă. Și este adevărat că Dumnezeu nu vede numai hainele, ci în mod special pentru El contează atitudinile, intențiile și inima omului. Numai că preoții nu stau numai în fața lui Dumnezeu, ci preoții trebuie să meargă în fața oamenilor și oamenii nu văd inima. Oamenii văd doar hainele. De aceea există președinți de concerne, de state, care au oameni plătiți, consilieri, care să le spună cum să îmbrace. Pentru că nu te poți îmbrăca oricum. Nu poți merge în costum cu cravată și cu Adidas și Nike să mergi să dai un interviu ca președinte de stat. De ce? Pentru că nu e o ținută corespunzătoare. Știți că preoții în vechiul legământ aveau o ținută? Nu se îmbrăca. Aron se îmbrăca într-un fel, fiii lui spuneau, noi putem și așa, că noi nu suntem chiar. Nu, nu. Era o anumită ținută. Din punct de vedere spiritual, frații mei, credincioșii trebuie să aibă o ținută de bun simț prin care să reprezinte calitatea de preoți și surori și frați. Doamne ajută! Nu uitați că hainele noastre trimit la anumite lucruri. Ne spune Sfânta Scriptură că după 3 ani și jumătate de stat cu Domnul, perindat pe lângă Marea Galilei, după ce a înviat Domnul Iisus Hristos, 7 din ucenicii lui s-au dus din nou la prins pește. Și la un moment dat, unul din ucenici s-a uitat spre mal și a spus că este Domnul. Petru, spune Sfânta Scriptură, când a auzit că este Domnul, s-a îmbrăcat, s-a încins și s-a aruncat în mare ca să se întâlnească cu Domnul. Ud, dar îmbrăcat, s-a dus în prezența Domnului. De obicei, toți oamenii care se aruncă în apă, prima dată se dezbracă, fie că se înnoate, fie că salveze pe cineva, are grijă să-ți dea jos ceva ce îl încurcă. Petru se îmbracă, se încinge și merge în fața Domnului. De ce? Pentru că în fața Domnului totdeauna trebuie să fie îmbrăcat. Atât
firește cât și spiritual. Veți vedea că totdeauna lucrarea duhurilor necurate în legământ, în Noul Testament, este un semn prin care se arată. Oamenii totdeauna sunt dezbrăcați, sunt dezgoliți, sunt expuse rușinea lor în fața tuturor celorlalți. Nu-i de mirare că astăzi, într-o societate din ce în ce mai demonică și din ce în ce mai mult sub ocultism, principalii creatori de modă fac ca materialele să fie cât mai transparente, cât mai mulate și chiar să dispară cu totul. Și într-o asemenea lume, surorile și frații se îmbracă la modă, neîntrebându-se cine a creat, cine a dat designul la fusta respectivă, la pantalonii respectiv, cine anume l-a creat. Și dacă te uiți în urmă, n-a fost nici Petru, nici Ioan, nici Maria Magdalena, ci este unul care trăiește cum trăiește și o duce cum duce și el spune, declară, am creat fusta asta, rochia asta, pantalonii ăștia, ca cine îi poartă să fie poftit. Și când vorbește de poftit, se referă în mod special la ceva, la păcat. Ori, iubiții mei, trebuie să fim foarte selectivi. Ne-a ales din anonimatul celor peste 8 miliarde de oameni. Domnul, prin har, n-am meritat niciunul. Ne-a adus în biserica sa, slăvit să fie Domnul. Ne-a făcut copiii săi și ne-a dat dreptul să mijlocim pentru noi și pentru toți ceilalți. Însă dreptul acesta vine cu obligații și anume trebuie să ai o ținută decentă. Când te prezinți în fața cuiva să fii vrednic de crezare și apostolul Pavel spunea ne purtăm în așa fel încât să fim primiți de orice cuget omenesc. De foarte multe ori nu ținem cont de lucrul acesta. Spunem că inima contează înaintea Domnului iar oamenii se uită la noi și ne spun în felul următor, nu se poate. Veți observa că companiile care au nevoie de cea mai multă încredere a oamenilor, cum sunt băncile, cum sunt firmele de aeronautică, au stat și au consultat și au spus, măi, n-ar putea ăștia care cer banii la oameni sau care vorbesc de investiții în bănci și așa mai departe, să se îmbrace cum vor ei. Să vină niște pantaloni scurți și ăia rupți, nu știu câte, cu șapcă pe cap, pus cozorocul așa și se spune, domnule, dacă ai niște bani, să-i dai la banca noastră, să noi îți dăm cu tare câștig. De ce? Pentru că omul ăla îmbrăcat așa cum este, nu-i credibil nicăieri. Totdeauna o să-i vedeți pe oamenii ăia la costum, la cravată, barberiți, îi veți vedea pregătiți și vine la tine într-un mod în care din start să-ți câștige încrederea. Uitați-vă la piloții de avioane, la stoardese. Toate au aceeași ținută, nu vine nimeni. De ce? Pentru că au nevoie la 11.000 de metri să ai încredere în ceea ce spun ei acolo. Frații mei, noi nu facem un zbor dintr-o parte în alta. Noi nu avem nevoie de banii voștri. Noi vorbim să putea o singură dată unui om despre mântuire și să fim singuri oameni care îi vorbim. Ca atare suntem vrednici de crezare după cum arătăm și după cum umblăm? De aceea v-aș ruga tare mult, ca și preoți al lui Dumnezeu, să ne portăm într-un mod cuvincios, Doamne ajută! Dar când suntem împreună, învățăm lucrurile astea. Învățăm lucrurile astea. Știu că poporul Domnului veghează unii asupra altora. Observ de foarte multe ori și la bărbați, venim cu niște pantaloni strânși pe noi când avem nevoie de imaginație. Observăm la surorile astea să mai discută, să mai vorbește. Observăm mulți care merg la sală și apoi vin cu tricourile strânse pe ei să se vadă mușchii pe care iau la momentul respectiv, chiar sunt grupurile de închinare. Nu știu ce vor să transmită oamenii ăștia, niciun caz că sunt preoți ai celui preanalt. V-aș ruga tare mult, stimații mei, în toate lucrurile pe care le facem, și surori și frați, să fim indicatoare spre Hristos, Doamne ajută! Să le prezentăm oamenilor că suntem copii al lui Dumnezeu, suntem preoți care ne rugăm pentru ei, ei trebuie să vadă noi oameni credibili că ne rugăm și că avem un cuvânt de spus în dreptul lor. Când frații sunt împreună, se prezintă Duhul Sfânt aici ca rouă și ca un de lemn. Să ne ajute ca și în seara aceasta, prin cuvântul pe care în continuare ne-l va dărui Domnul, prin fratele Aurel, să avem parte de prezența Duhului Sfânt. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și cu toții să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple pe fiecare. Amin. Amin.